Dimi la subliniere să bine. Să gustăm. Deci, aici nu cred că este niciun fruct, bucăți de fructe. Pur și simplu este așa, un iaurt. Și da, să gustăm. Luăm o linguriță. Haide, ia și tu o linguriță. Ce crezi că îți dau eu? E bun. E delicios. Merge așa dimineața. Dar totuși merge mai departe. E ok. Următorul este acesta, tot cu gust de căpșuni. Acestea îl mâncăm destul de des. Acest iaurt îmi place foarte mult. Noi vi le recomandăm pe toate. Acesta este aproape plin. Are și puțină zeamă, așa, pe deasupra. Da, foarte bun. Și acela era mai lichid. Acesta e parcă e mai solid, așa, un pic, nu știu, mai tare. Bun. Acela e, poți să-l bei așa, fără lingură, mult mai ușor. Mi-am zis, este super bun. Mergem mai departe. Următorul este acesta. Tot cu căpșuni. Așa arată. Ok. Miroase foarte bine. De fapt, miroase a căpșuni, da. Așa arată. Este destul de mare diferența între toate aceste iaurturi, toate trei, cu căpșuni. Toate trei sunt cu căpșuni, dar au parcă așa alt gust. Următorul este acesta. Să se vadă și cu ce conține. Muesli căpșun. Adică muesli, pentru cei care știți, sunt ceva cereale integrale. Și eu când luam antibiotic sau Luiza ne recomandau medicii. Are cereale. Foarte interesant, am mai mâncat acum din acesta. Și eu. Să gustăm rapid. Wow, deci e foarte lichid. Și are și fructe. Scăpșunele, bănesc. Am fructe și cereale. Până acum ăsta e printre preferatele mele, le recomand. Și a meu. Chiar dacă toate sunt bune. Acesta, cred că este primul iaurt de până acum, din acest video, care este cu căpșuni, cred, cu bucăți de de ciocolată, mai scuzați-mă, pentru că am gustat foarte multe cu căpșuni și de-am încurt. Cu ciocolată. Da, și aici arată. Da, pare foarte interesant, așa că o să gustăm. Când am mai mâncat de mult de autor cu ciocolată. Eu deloc. Oh my god! Deci uitați-vă, deci vedeți? Wow! Ce mic! Deci nu este așa dintr-o dată. Deci stați, vă pun așa în lingură. Deci eu n-am mai mâncat. Are peste tot bucăți de ciocolată, mi-am. Și miroase a ciocolată. Ce bun e. Miroase ca... Mi-amintește de ceva acest iaurt, nu știu. Seamănă cu un alt iaurt și se simt și bucătile de ciocolată. Mi-am, este super bun. Următorul este acesta. Tot cu căpșuni? Da. Și mă întreb de ce scrie Max. Iaurt, Max, iaurt cu căpșuni. Chiar habar nu știu de ce scrie. Mă gândesc că are mult fruct, multe căpșuni. Cred că da, o să mă uit aici să văd cât conține. Wow, are 10% căpșuni, deci mi se pare destul de mult față de celelalte care au, mai ales acestea, 1-2%. Ok, bine, mă trebuie. Scuzați-mă dacă nu mă șterg, că tot cu iaurt, dar asta e. Și acesta pare tentant. Și după cum vedem, și acesta are ceva bucăți de căpșuni. Vedeți? Nu știu, uitați din gurița, vedeți? Bun. Are bucăți de căpșuni. Este destul de lichid. Iată. Chiar foarte bun. Se simte gustul de căpșuni în bucățile acelea. Chiar dacă nu cred că e fix așa. Bun, mergem mai departe. Și acesta mai mâncat, dar da. Este acesta. Așa. Este cu căpșuni și mere. Eu n-am mai gustat căpșuni și mere de la această firmă. Dar am mai gustat cu ceva caisi sau și eu. Alt fruct. Oricum, da, aici apare, wow, deci aici e iaurt, după cum vedeți, așa mai alb. Și aici, uitați, și are pe spate, aici, pe fund, ca și un fel de dulceață, înseamnă că are ceva acolo. Mai întâi trebuie să-l amestecăm, da. Să simțim gustul. Îmi dă-te un pic pe mine, un strop, dar n-are nimic. Ok, wow, deci aici e alb, total.
uitați, puțin ca și la... Și trebuie să amestecăm ca să se coloreze. Uau, ce fain se colorează. Stai că vă arăt și voi imediat, numai să termin. Deci se colorează total, pur și simplu. Și sunt bucăți, cred. Uitați. O, am nimerit o bucățică, vedeți, de ceva fruct. Ia să vedea. Cred că e foarte bun. Miam. Este super bun. Așa, trecem la următorul. Am ajuns acum la ultimul, cel mai scump. Și da, de ce este acesta cel mai scump? De ce am dat eu 4,50 lei pentru un iaurt decât să-mi iau unul din ăsta? Poate îmi spuneți voi în comentarii. Puteam să-mi iau o grămadă de chestii din astea cu 60 de bani. Păi, uitați ce scrie. Este bio. Adică este un pic mai sănătos pentru cei care nu știți, să vă zic așa, în aproximativ. Da, să vedem ce fruct. Spere și smochin scrie. Scrie că are mai puțin zahăr și are mai mult fruct, dar nu știu dacă e adevărat, dar oricum gustăm. Pentru că sunt foarte curioasă. Dar cred că este plin. Adică am dat o grămadă de bani pentru un iaurt. Dar să nu mă mai strop. Nu, de te murdărit. O, ce ciudat arată. Da, are așa, nu știu. Nu știu ce stă are o culoare mai ciudată. Sunt fructele, cred. Haide. Miami. Are așa un gust mai ciudat. Da. E ok. Bun. Așa, și mulțumesc că m-ați urmărit. Aștept comentarii. Să-mi spuneți ce părere ați avut despre acest video și dacă vreți să mai fac videouri de genul acesta, să gust diferite lucruri, scrieți-mi și da, să știți că înainte să cântați, iaurturile vă prinde bine, adică vă mai gât așa, o să cântați mai bine pentru cântăreți și așa mai departe. Și da, nu uitați că cu voi a fost Chitsonia și suraia mea mai mică, Luiza. Și da, în următorul video, oricum, o să cântăm și o să ne distrăm ca până acum și oricum, cu siguranță, o să mai vedeți și pe Luiza, dar nu știu exact când, nu vă promit nimica și da, sper că v-a plăcut acest video, nu? Da. Ție cum ți s-a părut mie? Mi s-a părut foarte interesant. Deci acum am în gură foarte multe gusturi și bă, ce încheie acest video, nici nu știu pe care să-l mănânc pe tot, pentru că toate mi-au plăcut foarte mult și vi le recomand pe toate. Și da, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share prietenilor voștri și subscribe. Noi ne vedem data viitoare și vă pup mult! Pa! Bun, și să începem. Și am și bonul și o să vă mai citesc uneori la unele prețuri. Sunt unele ieftine și unele mai scumpe, ca să vedeți și voi să ne dăm seama diferențele. Cel mai ieftin este acesta. Așa. A fost 60 de bani. Acesta 70 de bani și așa mai departe. Acestea 1 leu, 2, 3, ceva de genul. Și până ce ajungem la ultimul, acesta este cel mai scump. Uitați, este 4,50 lei. Da? Da. Și da, deci cât de cât l-am pus în ordine, chiar dacă nu sunt chiar perfect în ordine, cât de când sunt de la ieftine la scumpe. Acesta, ia să vedem cât fruct are. Are foarte mult zahăr, evident. Și are foarte puțin fruct. Are 1,4% dar oricum, da. Începem. În acesta am mai mâncat, dar m-am străpit. Ca de obicei, când se fac iaurturi. Da. Ok, uitați, așa arată. Chestia e că nu e plin paharul, deci nu știu dacă se vede, că mi-e frică să vărs pe masă. Deci este cam 3 sferturi din într-un întreg, dacă știți așa matematică. Deci nu este plin. Ok, poate și de aceea este mai ieftin. Oricum,